Toată lumea știe că robotica a revoluționat lumea medicală. Asta o spun și cei de la Singurul Spital de Neurochirurgie din estul României. De aceea va fi adus unul dintre cele mai performante aparate din lume. Aparatul a fost achiziționat cu ajutorul Consiliului Județean Iași. Până la Crăciun la Spitalul de Neurochirurgie va fi pus în funcțiune un robot care va efectua la nivelul coloanei vertebrale intervenții chirurgicale de mare finețe. Va permite efectuarea de operații la nivelul coloanei într-un alt mod. Deci, este un alt nivel de a face neurochirurgie. Asta pentru că robotica este medicina viitorului. Deja, în țările avansate, roboții operează. Bineînțeles, ei nu operează singuri, ci supleniți de resurse umane de chirurg dar asigură un confort deosebit și o acuratețe a manevrelor chirurgicale, astfel încât riscurile pentru pacient să fie minimalizate cât mai aproape de zero. Robotul care va fi adus peste o lună la Spitalul de Neurochirurgie din Iași este unicul în țară. Acest robot pe care spitalul l-a achiziționat este dedicat chirurgiei spinale. Este un robot unic în România, un asemenea sistem mai este implementat la Geneva, Restul Europei nu-l deține. Am avut această șansă să-l putem achiziționa la nivelul spitalului cu ajutorul Consiliului Județean, care ne-a sprijinit enorm în acest demers. Va schimba modul de a face neurochirurgie la nivelul coloanei în acest spital și în această țară. Pentru a atinge astfel de performanțe, atât medicii, cât și întregul personal medical se specializează la clinici de renume din străinătate.